Nu vom ceda, vom merge în continuare, vom lupta, nu vom ceda niciun fel de drept al minerilor și energeticienilor și minerii și energeticienii vor fi uniți. Da, continuăm, pentru că nu s-au îndeplinit revendicările noastre. În continuare se vrea să muncim mai mult și să fim plătiți mai puțin. Negocierile noului contract de muncă au eșuat după ce minerii nu au fost de acord cu reducerile salariale. Administrația CEO le-a propus minerilor reduceri salariale de 2,7% și concedierea a 3.000 de angajați. Munca noastră a minerilor și a energeticienilor nu este respectată. Suntem batjocoriți, suntem mințiți. Poate să ajunge și la grevă generală. Avem și noi copii, avem greutăți. O să ieșim în stradă și pe fiecare zi, dacă este nevoie. Până la urmă, este inevitabilă greva generală. Minerii și energeticienii au protestat și joia trecută și promit să o facă în continuare până ce actuala conducere a CEO va demisiona. Între timp, o parte dintre sindicaliști au renunțat la protest și nu au mai venit la meeting, numărul protestatarilor de astăzi fiind mai mic față de cel precedent. Liderii de sindicat strâng acum semnături pentru declanșarea grevei generale.